Salutare, dragii noștri urmăritori! Bine v-am regăsit aici la Napoca Live! Eu sunt Carmina Cotfas, ne aflăm la noua ediție a emisiunii Punct de Vedere, împreună cu doamna dr. Oana Rus, medic primar, oftalmolog și fondator al clinicii Q-Vision din Cluj-Napoca. Doamna doctor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Este o plăcere ca de fiecare dată să fiu aici cu dumneavoastră. Mă bucur! În emisiunea de astăzi vom acoperi, sau aș vrea să acoperim, afecțiunile la nivelul ochiului, mai ales cele... să le numim ale ochiului roșu. Ne povesteați mai devreme în culise despre conjunctivită, dar și despre sindromul ochiului uscat. Aș vrea să le acoperim pe amândouă și să începem cu conjunctivita. Vă voi întreba, deci, ce este? Da, este o temă de bun augur, mai ales că este și perioada verii, în care perioada alergiilor, perioada de sezonieră, în care poate să apară această afecțiune. Practic, generic, vorbim despre un sindrom al ochiului roșu care cuprinde mai multe afecțiuni. Cea mai frecventă este într-adevăr această conjunctivită. Ce este această conjunctivită? Este o inflamație a conjunctivei. Conjunctiva este practic pielița care acoperă sclera, albul ochiului, și care acoperă pleoapele pe interior. Această conjunctivă este... are vase de sânge. În momentul în care apare această inflamație, vasele de sânge se dilată și în felul ăsta apare acest ochi roșu. Conjunctivita este o afecțiune, aș spune, relativ banală. O infecție care poate să apară de multe ori și destul de frecvent, dar dacă apar complicații, uneori se pot lăsa cu afecțiuni și cu complicații grave și cu repersiuni destul de grave asupra globului ocular. Ea poate să fie de mai multe feluri. Este conjunctivita bacteriană, de obicei poate să apară streptococi sau stafilococi la nivelul mucoasei și să creeze acea secreție mucopurulentă, care poate să fie de culoare gălbuie sau poate să fie de culoare verzuie. Este conjunctivita alergică, de obicei instalată pe un fond atopic, adică pacienții care se cunosc cu alergii la anumite substanțe din aer, praf, polen sau particule de praf, și poate să se manifeste și la nivelul ochiului prin mâncărime excesivă și lăcrimare. În cazul conjunctivitei alergice nu apar acele secreții ca și la conjunctivita bacteriană. Poate să fie o conjunctivită virală, de cauză virală, în care de multe ori se asociază cu un fenomen de răceală, de gripă uzuală, pentru că în momentul în care avem o afecțiune virală, ochiul nostru participă prin sinusuri, participă și la afecțiunea, la această conjunctivită virală. Conjunctivita virală este înalt contagioasă și în momentul în care apare această conjunctivită virală trebuie să avem grijă și de ceilalți membri, pentru că există posibilitatea să o transmitem și lor. Și conjunctivita în urma factorilor fizici sau factorilor clinici. Există noțiunea de conjunctivită gigantopapilară, care se manifestă în urma unor corpi străini care ajung în ochi. Aici vorbim de un corp străin, cum ar fi lentilele de contact. Purtătorii de lentile de contact trebuie să știe că în urma acestor purtării frecvente poate să apară această conjunctivită gigantopapilară. Conjunctivita, cum am zis, nu este o problemă de temut. De multe ori ea, în urma tratamentului corect administrat, trece fără niciun fel de problemă, fără să lase sechele, dar uneori poate să lase sechele. Acea numită keratoconjunctivita, adică o afecțiune și a corneei, care ulterior poate să dea anumite probleme, inclusiv de vedere, și afectarea corneei se manifestă inclusiv prin fotofobie. Am înțeles, mulțumesc. Atunci, cum putem trata conjunctivita? Tratamentul conjunctivitei este, bineînțeles, în funcție de tipul conjunctivitei. Dacă este o conjunctivită bacteriană, o tratăm cu antibiotice topice și cu o igienă a ochilor foarte riguroasă. Acele secreții care apar, și de obicei
pacienții se trezesc dimineața cu ochii lipiți, cu niște secreții la nivelul ochilor și poate să fie atât de multe secreții încât ochii să fie lipiți și să reușească cu greu să-i deschidă dimineața. Este foarte important să avem și o igienă riguroasă a pleoapelor, să îndepărtăm de fiecare dată aceste secreții. Și cu un tratament topic, cu picături sub formă de antibiotic local, pentru un tratament de 10 până la 14 zile, în funcție și de severitate, conjunctivita trece. Ce este foarte important? În administrarea tratamentului cu antibiotic, este foarte important să nu renunțăm la acest antibiotic înainte de vreme. Adică există situații în care punem 3-4 zile, suntem deja mai bine și întrerupem tratamentul pentru că credem că a trecut această conjunctivită. Din păcate nu a trecut și va reveni cu simptomele mai accentuate și cu o rezistență a bacteriei care creează această conjunctivită la antibioticul pe care l-a administrat. Ulterior, noi trebuie să schimbăm antibioticul pentru că se consideră că deja dobândește rezistență la acel antibiotic și așa intrăm într-un cerc vicios în care o conjunctivită banală nu se mai poate trata pentru că nu are antibioticul necesar. De asta este foarte important, ca și orice antibiotic general dat, este foarte important să respectăm și antibioticul local, topic, sub formă de picături în cazul conjunctivitei și să facem tratamentul corect și până la final. Și o igienă riguroasă. Există șervețele speciale cu care putem să îndepărtăm acele secreții, se găsesc și în farmacii. Putem să folosim și apă fiartă și răcită și un tampon steril sau ser fiziologic și îndepărtăm acele secreții ori de câte ori apar, pentru că acele secreții practic întrețin infecția și inflamația. O conjunctivită alergică. Aceasta, cum am zis, nu se manifestă prin acele secreții care apar ca și cea bacteriană, se manifestă prin tratament, prin lăcrimare excesivă și prurit, adică mâncărime excesivă la nivelul pleoapelor, mai ales în contact cu factorul alergen. De obicei apare în perioada asta sezonieră, primăvara, toamna, în care primăvara când înfloresc copacii, când există mai multă cantitate de polen sau factori alergeni în atmosferă și se tratează cu picături antihistaminice și cu lacrime artificiale și uneori în forme mai avansate se pot folosi și tratament corticosteroid. Tot local, tot topic. De puține ori ajungem într-o conjunctivită să dăm un tratament general. Deci tratăm la nivel local problema. O conjunctivită virală, aici conjunctivita virală este un pic mai răsunătoare. Apare uneori chiar și tumefierea pleoapelor. Apare umflătura, practic, a pleoapelor și a conjunctivei, se poate însoți de un chemozis conjunctival. Chemozisul conjunctival este practic și umflarea conjunctivei și are niște simptome mai răsunătoare. Ochiul este foarte roșu, uneori poate să apară și niște pete de sânge la nivelul conjunctivei, uneori poate să apară și anumite membrane și uneori poate să fie afectată și cornea, să apară acea keratoconjunctivită în care vederea este afectată. Aici trebuie să știm că este foarte contagioasă și că este nevoie să protejăm membrii familiei prin evitarea contactului apropiat și prin folosirea prosopului personal la baie. Conjunctivita dată de lentile de contact sau acea conjunctivită gigantopapilară se tratează prin suprimarea corpului străin iritativ care este la nivelul ochiului. Și de multe ori este foarte important pentru că în momentul în care apar aceste inflamații la nivel ocular este afectat și filmul lacrimal. Vorbim de filmul lacrimal care la fiecare clipire spală suprafața oculară. Este important să folosim și picături cu lacrimi artificiale pentru a face, practic, bariera protectivă a filmului lacrimal. Cam asta este tratamentul. Bineînțeles,
Vreau să accentuez și să spun că este foarte important să ajungem la medic oftalmolog și pentru o simplă înroșire a ochiului, pentru că de multe ori tratamentele primite din farmacie sau spuse de alți prieteni care au pățit la fel, câteodată nu funcționează și câteodată poate să facă mai rău. Și atunci este important momentul în care apare înroșirea ochiului mai mult de 2 zile, pentru că de multe ori ochiul se poate și înroși și din cauza factorilor externi, factori iritanți, oboseală. Dar când este vorba de înroșire împreună cu secreții sau mâncărimi sau senzația de usturime, de arsură la nivelul ochiului, atunci este foarte important să mergem la un medic oftalmolog și să ne dea tratamentul adecvat. Ne spuneați asemenea mai devreme și aș vrea să accentuăm acest aspect, că e foarte importantă și igiena. Vom reveni chiar la finalul emisiunii ca să ajungem la o concluzie frumoasă, dar aș vrea până atunci să abordăm și sindromul ochilor uscați. Să ne spuneți mai mult despre ce înseamnă acest sindromul lucru. De ochi uscat. Sindromul de ochi uscat înseamnă o deficiență a filmului lacrimal. Noi avem un film lacrimal pe care pleoapele noastre ne ajută să îl punem pe suprafață, să-l întindem pe suprafața oculară ori de câte ori clipim. Nu este vorba de lacrimile cu care plângem, alea vin din pe altă cale, este vorba de lacrimile care la fiecare clipire spală suprafața oculară. Odată cu înaintarea în vârstă, constituția filmului lacrimal se modifică. Filmul lacrimal are 3 straturi. Există stratul lipidic, stratul apos și stratul mucinic. Asta este o clasificare din exterior către interior. Stratul lipidic are rolul de protecție și are rolul de a nu lăsa să se evapore celelalte straturi. Iar stratul apos și mucinic are rol de hrănire a corneei, a gemulețului practic transparent a ochiului nostru. În momentul în care dispare stratul lipidic, practic se evaporă și pe celelalte și apare acest sindrom de ochi uscat, care se manifestă cu senzația de ochi obosit, mai ales în a doua parte a zilei, cu senzația de corp străin, și inclusiv lăcrimare, pentru că lăcrimarea este reacția la iritarea ochiului nostru. În momentul în care ochiul nu mai are lacrimi suficiente, nu mai are acea barieră de protecție împotriva și felul ăsta putem să facem și conjunctivite, că nu mai avem un film lacrimal care să ne curețe ochiul, ochiul de suprafață oculară este expusă bacteriilor din afară și atunci bacteriile își pot face mai ușor treaba și să apară aceste conjunctivite. Cum am zis, când nu avem suficiente lacrimi, ochiul nu se mai spală și apare iritația oculară care se manifestă exact prin hiperlacrimare. E practic reacția la iritarea ochiului, ca și atunci, nu știu, când tăiem ceapă, ne irită foarte tare și începem să lacrimăm. Pentru că de multe ori pacienților, și asta ca să dau o explicație, mă întâlnesc destul de des cu explicația asta a pacienților mei în cabinet, păi doamna doctor, dacă nu mai am lacrimi suficiente, de ce lacrimez atâta? Nu este vorba de ce lacrimi. Lacrimile epifora, practic, acea hiperlăcrimare este ca și reacție iritativă la acest sindrom de ochi uscat. Și cum am zis, la apariția sindromului de ochi uscat contribuie vârsta, este cea mai frecventă, expunerea îndelungată în fața monitorului, și aici vorbim de stat în fața calculatorului. S-a dovedit că clipim de 4 ori mai puțin decât în mod normal, în felul ăsta are de suferit suprafața oculară și apare acest sindrom de ochi uscat. De asta și când stăm în fața calculatorului trebuie să suplimentăm cu picături de lacrimi artificiale, care sunt pe piață nenumărate preparate, și să avem grijă să încercăm să clipim un pic mai des și când stăm în fața calculatorului. Așa și în general femeile care sunt în perioada asta de premenopauză, menopauză, premenopauză, din cauză hormonală de obicei apare acest sindrom de ochi uscat. Este foarte simplu, trebuie să suplimentăm cu lacrimi artificiale, dar acest tratament trebuie să fie
tot timpul. Deci este un tratament cronic, devine cronic, când se instalează acest sindrom de ochi uscat, este un tratament care devine cronic și care trebuie pus tot timpul. De obicei, pacienții îmi spun, da, mi-am pus picăturile pe care mi le-ați recomandat, mi s-a terminat flaconul și nu am mai pus și mi-a apărut din nou această jenă oculară și această lacrimare. Tot timpul se pune, se termină flaconul, mergem și luăm altul de la farmacie și este un tratament cronic, ca și tratamentul de hipertensiune sau alt tratament cronic pe care luăm și aceste picături de lacrimi artificiale trebuie să le punem tot timpul. Mulțumesc! Pentru că am ajuns la partea la care am vrut să ajungem ca și o încheiere, la partea de igiena ochilor. Aș vrea să ne spuneți cum prevenim aceste afecțiuni și cum menținem o igienă corectă. Da, o igienă corectă a ochiului se traduce prin. În primul rând, trebuie să avem grijă o igienă corespunzătoare a mâinilor. Trebuie să ne spălăm frecvent pe mâini și să avem mare grijă să nu ducem mâna murdară la ochi, pentru că pe mână ajung suficient de multe bacterii, de exemplu o conjunctivită poate să apară și dacă punem mâna pe o cranță și după aia ne frecăm la ochi, poate să se inoculeze bacteria și să apară aceste probleme, această conjunctivită. Să avem grijă de cosmeticele și fardurile pe care le folosim, pentru că ele pot să fie deja contaminate și atunci trebuie să le aruncăm, mai ales dacă am depășit perioada de expirare sau dacă considerăm că înainte am avut o conjunctivită, nu le mai folosim acele cosmetice, le aruncăm și folosim altele. Să avem prosopul nostru la baie. Este foarte important să nu folosim prosoape, chiar dacă sunt ale membrilor familiei, este important să avem prosopul nostru special la baie și să păstrăm o igienă oculară riguroasă. Deci să nu ducem mâna murdară la ochi și să păstrăm o igienă riguroasă. Da, mulțumesc. Aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi, așa cum i-am obișnuit pe urmăritorii noștri, prin sfatul medicului. Să ne spuneți care sunt recomandările dumneavoastră, care sunt greșelile cele mai frecvente pe care le-ați întâlnit la pacient, să zicem, și... În primul rând, tratamentul inadecvat. Deci aici este foarte important să ducem la capăt. Avem o conjunctivită, este în regulă, nu trebuie să ne speriem. O conjunctivită va trece cu un tratament adecvat, dar trebuie să ducem la capăt tratamentul, pentru că în felul ăsta intrăm în acel cerc vicios în care nu mai o să-și facă treaba tratamentul următoarea dată. Să avem grijă de igiena oculară și pentru asta trebuie să avem grijă de igiena mâinilor, să nu folosim, cum am zis, prosopul, să folosim prosopul nostru la baie, să nu folosim produse de igienă personală a altor persoane, să le folosim noi și să mergem la medic de fiecare dată când simțim că unele simptome durează de prea multă vreme. Și aici vorbesc de mai mult de 24 de ore, apare acea roșire a ochiului, senzația de cor străin, iritarea oculară, să ajungem la medic și să primim un tratament adecvat, să nu facem un tratament după ureche. Și ce e foarte important, pentru că acum mi-am adus aminte, nu folosim ceaiuri. De multe ori am situația în care pacientul pune ceai de mușețel, că așa știe, curăță bine ochiul, poate să fie foarte iritativ pentru ochi acel ceai de mușețel. Nu punem ceai de mușețel, pur și simplu mergem la medic, eventual dacă apar secreții le ștergem cu apă fiartă și răcită sau cu ser fiziologic, dar nu punem ceai de mușețel. Am înțeles. Vă mulțumesc din nou pentru prezență și pentru toate sfaturile pe care le-ați dat ca întotdeauna. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție din nou ca întotdeauna și vă invităm să ne urmăriți în continuare emisiunea Punct de Vedere împreună cu doctorul Ana Rusu, să ne urmăriți în continuare pagina de Facebook Napoca Live și pagina clinicii Q-Vision din Cluj-Napoca, să rămâneți aproape. Până atunci, vă rog, o zi frumoasă!